Domnul Demostan Antonescu, era descris de cineva în felul acesta. Are parcă și ceva din blândețea Molcova Moldoveanului, dar și ceva din încăpățânarea iscoditoare a Munteanului. E un amestec oarecum paradoxal de contemplativism liric, prin care se explică poetul, și de activist neastâmpărat, din care se lucrește luptătorul. Cu minte și necuminte totodată, pare să nu se simtă în firea lui decât pe răzoarele inefabile dintre realitate și visare, dintre real și ideal. Considerăm că această încheiere în poezie, într-o poezie a domnului Demostan Antonescu, a încununat această seară. Vă mulțumim dumneavoastră pentru prezență și nădăjduim că noi nu am bifat doar un eveniment, ci ca la toate sedele noastre de privilegiere, noi am încercat să întâlnim evenimentul prezenței, pentru că este într-adevăr și o modă să bifăm evenimente. Noi ne adunăm aici să gustăm frumosul, să avem răbdare unii cu alții, să avem dragoste. Chiar mă întrebam de multe ori dacă mai avem acest simțământ profund de a gusta frumusețea, de a avea răbdare cu frumosul și cu frumusețea, atâta timp cât în jurul nostru vedem că suntem inundați, suntem chiar sufocați de urât, de atitudinea urâtă și de intoleranță. Mulțumesc domnului Răzvan Codrescu și e o mare bucurie că am petrecut această seară împreună în jurul cărții mărturisitorilor, în jurul vrednicirii românești. Mulțumim domnului Sorin Lavric și vă mai invităm la seriile noastre. Mulțumim pentru... Adică este un început. Așa, domnul Demostan Antonescu, vă spuneam, a fost prezent și ne dăjduim să ne mai bucurim de prezența domnului seară. Mulțumim lui Claudiu Târziu pentru editarea acestei cărți și pentru cuvintele frumoase pe care le-a rostit. Vă mulțumim dumneavoastră și vom încheia această seară a mărturisitorilor cu rugăciunea cu bine se poate. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, și ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără zicăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te slăvim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veciul. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.